Înainte, eram un milion de lucruri. Acum, nu sunt decât unul singur. Fata arsă, fata arsă. Se vindecă frumos. Acum că nu mai trebuie să porți mască, îți dau voie și chiar îți recomand cu căldură să te întorci la școală. Nu prea cred, dar mersi oricum. Ava, știu că te-ai plictisit de cursurile online și știu cât de mult îți dorești ca cursurile să revină la normal. Hai măcar pentru 2 săptămâni. Nu! Asta nu se va mai întâmpla niciodată! Sunt expertă în astfel de reacții, pe care le-am rezumat la câteva răspunsuri absolut demne de încredere. Draga mea, sunt la magazin. Nu mai știu care deodorant îți plăcea. Cel cu floros sau cel de castraveți? Sună-mă, te iubesc! Vocea mamei mi-a lină singurătatea puțin. Dar e bine și așa. Mamă, poate ai văzut chestia aia. Tot ce zic, poate te frumos și apropo e o fată, mă, chestia. Știu că e o fată prostuță, prin chestia aia mi-a creat la fața ei. Chiar atât de rău? N-ai văzut-o și că e Freddy Krueger. Bine ai venit, Ava. Bine ziua, mă scuzează că v-am întrerupt. Dar stați puțin, încep să cred că nu ai să țin probleme de gros. Asta nu? Acolo sunt Asad. Aici sunt Asad Ibrahim, director de lumini. Auzi? Hai mai bine să jucăm numește musical. You're never fully dressed without a smile. Ei, sunt impresionat. De obicei, repertoriul meu de replici de pe Broadway trece neobservat de gloatele elevilor din liceu. Ne trebuie mai mulți oameni ca tine pe aici. Oameni ca mine? Știi, oameni care chiar apreciază teatrul. Mă bucur că ești aici, Ava. Păi se pare că e singurul. Cu excepția lui Piper, e singurul care vorbește cu mine. Țintește spre cele mai înalte stele, Ava, și sigur vei ajunge ceva. Dar mai întâi trebuie să stabilești ținta.